Atent, te invităm și pe tine și pe cei de acasă să-l vedeți pe maestru Florin Piersic. Omul ăsta nu obosește niciodată, deci are spectacole peste tot în țară și are 86 de ani și mereu se reinventează. Despre ce este vorba și cum a vorbit cu colega mea Laura Lezi, să vedeți chiar acum. Trebuie să spun că eu nu m-am prea oprit, adică cu spectacolul ăsta în care joc cu Medea Marinescu și care se cheamă Străinii Noapte, al lui Erica Su, pe care îl ador. Joc de 14 ani, de 14 ani, dar avem deja 1254 de spectacole. Trebuie să vă spun că bucuria mea foarte mare e și faptul că am un fel de spectacol, nu pot să-i spun recital, că nu recit numai din poetul cu tare sau din poetul cu tare. Am un spectacol care se numește Nu întreba câți ani am și care e un fel de carte de vizită a mea legată de teatru, de când am debutat, cu roluri, cu proiecție în care mă vedeți în diverse roluri pe care le-am făcut, mai cânt câte o bucată scrisă special pentru mine de Dan Iagnov, pe care îl regret și pe care l-am iubit extraordinar. Și pentru că știu că aveți un public, și un public tânăr. Da. Dacă ar fi acum, da, să vă întoarceți la primul rol pe care l-a avut Florin Piersic, ați face ceva diferit în viața dumneavoastră dacă v-ați întoarce la primul rol? Nu, nu. Aș face totul ce am făcut, aș mai face încă o dată sau de 10 ori. Și am multe să vă spun, dar cel mai tare trebuie să vă spun că pe Măruță îl iubesc foarte tare și totdeauna să cred. Dacă mă iubești, are gusturi bune, spun eu. Mulțumesc. Mi-a stârnit o curiozitate. Legat de piesa pe care o jucați acum, ați zis că aveți reprezentări de la început. Da. Este vreun rol pe care ați fi vrut să-l jucați și nu l-ați jucat? Aveți singur, un regret? Unul singur, Hamlet. Mi-ar fi plăcut să-l joc și trebuie să vă spun, e un amănunt care nu știu câtă putere mai are să vă convingă pe dumneavoastră că aș fi putut să fiu Hamlet. Nemuritoarea și minunata piesă în care i-am văzut pe mulți actori jucând rolul acesta, Hamlet, maestru Alexandru Finzi, care a fost, ca să spun așa, și părintele meu, pe lângă faptul că m-a condus în roluri excepționale. Maestru Finzi începuse repetițiile cu mine în acest rol, dar, din păcate, a plecat într-o stea. Îl regret și regret și faptul că atunci, cu atâta dragoste, începuse să repete cu mine, dorind ca eu să joc acest rol minunat care este Hamlet al lui Shakespeare. Da. Mulțumesc foarte mult și ție și lui Măruță. Să trăiești, puștule, fii atent ce faci. Fără mine, cam greu să mă iubești, că și eu te iubesc pe tine. Vă mulțumesc și pe dumneavoastră care m-ați urmărit.